Cluj-Napoca. O ninsoleacă, dar dimineața deja trotuarele sunt curățate sau lumea lucrează să le curățe. Asta se numește responsabilitate socială. Sau poate amenzele sunt reale pentru cine nu curăță și ei știu să își protejeze portofelul și buzunarul și fac curat. Dincolo tot așa e curățat, măcar trotuarul. Atenție totuși. Aici unul curățit, dar numai o parte. Altă parte obosesă. Partea aceea cam nimeni nu curățe zăpadă. Și nici pe partea asta. Oamenii sunt diferiți. În schimb, dacă stai semn că nu-i voie de parcat, nimeni nu parchează. Parchează doar unde-i parcare. Dar ăștia ori de la primărie. Faceți primărie curat trotuare. Sau are numai grijă a carosabilului. Poate măcar în fața instituțiilor primăriei. Poate pentru că e duminică dimineața, încă n-are cine curățit zăpada aici. Partea asta altă văd că au făcut loc. Ietonile. Și asta e primăria din Cluj-Napoca. Deci străzile când se repară, se repară temeinic. Și chiar dacă e șantier, puneau grijă să curețe locul pentru trotuar. Hârtoape, dar fără zăpadă. Bravo!